Bună ziua și bine ați venit astăzi alături de noi. Vă mulțumesc cu tot sufletul că ați acceptat invitația mea. Este un moment special pentru mine, un moment de suflet, pentru că avem o temă deosebită pe care o aștept de mult și care mi-a trezit interesul acum mulți ani, când am primit cadou de ziua mea romanul Mai Trei al lui Mircea Eliade. Dar astăzi este o zi deosebită, pentru că emisiunea noastră, ce stă sub semnul, subtitlul Mai Trei, Poezia Inimii, aduce față în față cei doi protagoniști ai poveștii de iubire, pe Mircea Eliade, cel care a scris în 1933, după experiența India, romanul Mai Trei, dar și pe frumoasa lui parteneră din viața reală, care, după ce a aflat de romanul pe care Mircea l-a scris, s-a simțit datoare să îi dea replica. Și astăzi avem pe amândoi față în față, din punct de vedere literar, din punct de vedere religios, de ce nu, într-o discuție care merge dincolo de tărâmurile exotice și ezoterice ale Indiei, într-o discuție care merge spre stele, pentru că dragostea lor s-a împlinit cu siguranță undeva dincolo de stele. Vă rog să porniți un pic filmulețul ca să intrăm așa în atmosferă. Am pregătit un filmuleț care se numește Mircea Eliade, Atracția Orientului, și în timp ce rulează în surdină o să vă povestesc câte ceva despre experiența lui Mircea Eliade în India. Mă simt cumva atrasă de această poveste și de scriitorul Mircea Eliade tainic, așa, pentru că sunt convinsă că această carte a fascinat generații întregi și toată lumea are o atracție spre lucrurile mai puțin cunoscute, spre pământurile mai puțin cunoscute, și de multe ori ne regăsim în experiențe, în oameni, în clipe, în momente care ne amintesc parcă de alte vieți și de alte povești de dragoste pe care le-am trăit. Așa s-a întâmplat și cu Mircea Eliade, care în 1929 a simțit dorința nestăvilită de a pleca spre India, pentru că, spunea el, atunci când vrei să cunoști ceva, este bine nu să înveți pe băncile școlii sau ale facultății, ci să te duci și să-ți asumi experiențele trăite acolo. Și pașii l-au purtat într-adevăr spre India, un tărâm tulburător de frumos, pe care l-a cunoscut cu pasul, alături de oameni, stând de vorbă cu ei, privindu-i în ochi, încercând să înțeleagă ceea ce gândesc, ceea ce sunt, ceea ce trăiesc, dincolo de poveștile lor simple de viață, dincolo de religia, care nu este nici de cum a noastră. Și probabil că cea mai tulburătoare experiență pe care a trăit-o în India este întâlnirea cu frumoasa Mai Trei, fata profesorului Dasgupta, în casa căruia a studiat religiile orientale. Și o să vă las două secunde să urmăriți imaginile care rulează pe ecran. Este vorba de India și apele Gangelui. Și avem cuvintele lui Mai Trei. Oare îți mai amintești de mine, Mai Trei? Și dacă ți amintești, cum poți să mă ierți? Avem motoul romanului scris de Mircea Eliade, un Eliade pe care l-am redescoperit altfel,
la ultima lectură acum când m-am pregătit pentru emisiune și vă mărturisesc că întotdeauna am fost fascinată de personalitatea lui, care este copleșitoare. El este un spirit enciclopedic, dar săpând așa, cercetând un pic și biografia lui și celelalte scrieri, mai ales cele fantastice, mi-am dat seama că era un mistic, un introvertit, un om foarte greu de înțeles și atunci, cu atât mai mult, povestea aceasta de dragoste dintre el și mai trei devine tulburătoare și interesant de descoperit. Și mi-am propus să-l pun într-o lumină favorabilă, cumva. La început am fost puțin supărată pe el pentru că nu și-a asumat această iubire până la final și veți vedea despre ce vorbesc atunci când voi pune materialul cu reîntâlnirea lor după 42 de ani. Dar mi-a trecut și supărarea și tristețea la începutul romanului mai trei, când am descoperit câteva momente de la începutul prieteniei cu mai trei, pentru că a fost o prietenie și o relație platonică între ei. Se pare că ceea ce s-a scris în roman a fost imaginația scriitorului și veți vedea la sfârșit, îi face o mărturisire lui mai trei. A iubit-o atât de mult încât a vrut să o pună undeva între mit și vis. Dar primele lor întâlniri ne arată pe mai trei, ea foarte tânără, avea 16 ani, iar Mircea 23. Și întâlnirea dintre ei este de fapt întâlnirea dintre două suflete și dintre două personalități distincte, dintre două tărâmuri, dacă vreți, fiecare cu obiceiuri, cu mod de a privi lucrurile, cu liniști și neliniști ale sale. Și europeanul acesta, creștin, care nu știa foarte multe despre India, rămâne fascinat în fața frumuseții fetei. Avem primele imagini din roman care au fost ecranizate. Da, putem să oprim filmulețul. Și vreau să vă citesc puțin începutul romanului mai trei. Mi se pare una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste din literatura noastră. Mai trei mi s-a părut atunci mult mai frumoasă, în sarii de culoarea ceaiului palid, cu papuci albi cu suți în argint, cu șalul asemenea cireșelor galbene și buclele ei prea negre, ochii ei prea mari, buzele ei prea roșii, creiau parcă o viață mai puțin umană în acest trup înfășurat și totuși transparent, care trăia, s-ar fi spus, prin miracol, nu prin biologie. O priveam cu oarecare curiozitate, căci nu îi puteam să înțeleg ce taină ascunde făptura aceasta în mișcările ei moi de mătase, în zâmbetul timid, preliminar de panică și mai ales în glasul ei atât de schimbat în fiecare clipă, un glas care parcă atunci ar fi descoperit anumite sunete. Vorbea o bengaleză primară, simplificată. Este fascinația tânărului care descoperă, iată, o existență feminină ce trăiește prin miracol și nu prin biologie. O existență de care va rămâne fermecat și care ușor, ușor se va dezvălui ca poetă, ca traducătoare, ca elevă a marelui Rabindranath Tagore. Și
încet, încet, prin această taină, Mircea începe să descopere cultura și civilizația Indiei. Este invitat mai întâi la ceai, apoi la mesele în familie, se apropie de Maitrei și de familia ei și fata se oferă să îl învețe limba Bengali. Este momentul primelor întâlniri în bibliotecă, foarte rafinate și foarte profunde în același timp, pentru că Maitrei se dovedește, în ciuda vârstei ei fragede, o profesoară minunată. Vine de fiecare dată cu poezii scrise de ea în limba Bengali și explică foarte multe nuanțe ale cuvintelor, vine cu cărți pe care le citește și care îi plac, îi povestește ce face ea zi de zi și în fiecare zi, clipă de clipă, Mircea devine fascinat de ea, fascinație care se transformă până la urmă într-o adevărată pasiune. Sunt descrise în roman și primele lor nopți de dragoste și aici este vorba de imaginația scriitorului. Nu le-am adus cu mine, nu am selectat nimic din zona aceea de senzualitate din roman. M-a interesat mai mult această fază de început a relației lor și aș vrea ca replică la declarația lui Mircea, care rămâne fascinat de Maitrei, să dau și replica ei din roman. Este momentul în care cei doi se logodesc într-o zonă care se numește La Lacuri și din nou Mircea rămâne fascinat, îi se pare că fata din fața lui este cu totul alta, o descoperă puternic legată de pământul în care, unde se născuse, în care trăise atâta timp și din nou se îndrăgostește de ea. Este logodna aceasta a lor, este o frumoasă declarație de dragoste a lui Maitrei, o surpriză, pentru că el nu știa unde merg. Se plimbă cu mașina și la un moment dat rămân amândoi. Ea îi pregătise și un inel și tot acest ceremonial pe care ea îl pregătise și pe care îl spune cu o anumită voce care din nou îi se pare schimbată lui Mircea, un roman Allen, devine din nou motiv de fascinație și îl apropie și mai mult de acest suflet simplu care totuși vibrează în cele mai profunde nuanțe. Masculinul este atras de feminitatea aceasta primară, simplă, care se regăsește în adâncurile lacurilor, în păduri, în natură și care nu ezită niciodată să-și exprime sentimentele. Și el consideră că cea mai frumoasă dovadă de dragoste și de forță în acest trup mic de fecioară este tocmai această putere și această sensibilitate cu care își declară sentimentele. Veți vedea că acest descântec de logodnă este de fapt tulburător de frumos. Mă leg pe tine, pământule, că voi fi a lui Allen și a nimănui altuia. Voi crește din el ca iarba din tine. Și cum aștepți tu ploaia, așa îi voi aștepta eu venirea. Și cum îți sunt ție razele, așa va fi trupul lui mie. Mă leg în fața ta că unirea noastră va rodi,
căci mi-e drag cu voia mea, și tot răul, dacă va fi, să nu cadă asupra lui, ci asupra-mi, căci eu l-am ales. Tu mă auzi, mamă pământ, tu nu mă minți, maica mea. Dacă mă simți aproape, cum te simt eu acum, și cu mâna, și cu inelul, întărește-mă să-l iubesc totdeauna, bucurie necunoscută lui să-i aduc, viață de rod și de joc să-i dau. Să fie viața noastră ca bucuria ierburilor ce cresc din tine. Să fie îmbrățișarea noastră ca cea din tâi zi a monsonului. Ploaie să fie sărutul nostru. Și cum tu niciodată nu obosești, maica mea, tot astfel să nu obosească inima mea în dragostea pentru Alan, pe care cerul l-a născut departe și tu, maică, mi l-ai adus aproape. Și deci cântecul acesta de dragoste pe care ea îl rostește, le unește sufletele, dar nu și apropierea dintre ei, deci fizic ei trebuie să se ascundă în permanență de familia lui Maitrei, pentru că în o astfel de relație între un indian și între o indiancă și un european nu era acceptată sub nicio formă, și orice formă de apropiere de această fecioară era considerată o pângărire. Și atunci ei încep să se ferească, să devină mai discreți, chiar dau de bănuit prin faptul că se distanțează unul de altul, evite să-și vorbească în timpul meselor sau în timpul ceaiului, evite să se privească, până când sora mai mică a lui Maitrei, Shabou, care era bolnavă, mărturisește familiei că i-a văzut sărutându-se. Și din acel moment Alan, Eliade în roman, este alungat din casa profesorului Dasgupta și urmează o perioadă în care cei doi suferă în tăcere. Eu am o poezie scrisă special pentru emisiune, am să vă citesc pentru că vreau să fac un pic trecerea spre romanul ei. Nu mi-am propus să fac o analiză literară a romanului, vreau doar să fie un dialog așa între cele două suflete îndrăgostite. Și ce mi-a plăcut mie foarte mult la romanul Maitreiei, care în viziunea ei, în forma scrisă de ea, se numește Amrita, băutura de nemurire, este faptul că în cei 42 de ani în care au stat despărțiți, ea nu încetează să se gândească la el. În fiecare zi, deși se căsătorește, deși își face o nouă viață, ea se gândește la marea ei iubire din tinerețe. Și vă fac o mărturisire. Am citit amândouă romanele, am văzut și materiale, am tot căutat materiale interesante pentru emisiune. Și am citit romanul acesta, Dragostea nu moare, de mai multe ori. Eu pe Eliade l-am văzut și, adică l-am vizualizat și în vârstă, dar pe Maitrei niciodată. De câte ori am citit romanul acesta, Dragostea nu moare, eu am văzut-o chiar înainte de reîntâlnirea lor după 42 de ani, tot tânără. Ea are un suflet atât de sensibil și de frumos și vorbește cu atâta drag de el, deși se pare că în realitate chiar a existat această problemă și motivele pentru care Mircea a fost izgonit din casa profesorului.
Și mai trei chiar a suferit și pentru faptul că a fost acuzată că ar fi avut ceva cu el, că l-ar fi prins de mână, ar fi, oricum lucruri mult mai puțin serioase decât ceea ce s-a relatat în romanul Mai trei, dar mai ales a suferit din cauza dorului de el. Și ea nu a uitat niciodată iubirea lor. Iar romanul Dragostea nu moare este o foarte frumoasă pledoarie pentru dragostea văzută ca lumină și ca regăsire a propriului suflet într-un suflet pereche. Este, cred, cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care o putea face o femeie unui bărbat. Și noi avem... Am discutat și la emisiunea cu Camil Petrescu. Cred că bărbații sunt mult mai vizuali decât noi și mult mai direcți. Știți că și Cela Serghi l-a așteptat pe Camil Petrescu aproape 30 de ani. Ea a continuat să-l iubească și să-l aștepte și după ce l-a trecut în neființă. La fel s-a întâmplat și cu Mai trei. A așteptat 42 de ani. O să vă citesc imediat și reacția lui când s-au reîntâlnit și cum s-a comportat ea și ce i-a spus după 42 de ani. Și mă gândeam că există suflete care primesc această taină a iubirii și o păstrează cu atâta sfințenie ca pe o binecuvântare, ca pe o împărtășanie divină. Deci dragostea pentru Mai trei devine lumină și bucurie și devine motivul pentru care deschide ochii și zâmbește celor din jur în fiecare dimineață, chiar dacă această dragoste este doar o amintire. Vă voi citi poezia pe care am scris-o. Da, poate că vei uita, dar eu mă voi naște din nou din tine, tulburător de frumoasă, lumină și umbră și vis și durere, jumătate apă, jumătate foc, jumătate nisip și piatră, jumătate dorință și mângâiere, jumătate femeie, jumătate floare albă, purtând în ea fructele amare ale iubirii, dar și nectarul dulce de nemurire din care vom bea amândoi. Și atunci când stelele te vor întreba cine sunt, atunci când dimineața ne va cuprinde pe amândoi, ochii tăi mă vor cunoaște din nou și mă vei numi Amrita, nectarul sufletului tău, iar eu nu te voi uita. Eu nu voi uita. Mulțumesc. Este o poezie dintr-un volum la care lucrez acum și pe care sigur, cu siguranță îl voi lansa tot la Centrul Cultural, dar este o surpriză. Și a fost inspirat de această zonă orientală, asiatică, spre care mă tot duc așa de o vreme încoace. Am citit poezia pentru că am vrut să fac o trecere la romanul Amritei de această dată și îmi place foarte mult faptul că ambii îndrăgostiți pun accentul pe suflet și pe ochi. Și Mircea este profund impresionat de privirile fetei, de ochii ei negri, de expresivitatea lor, până la răzvrătire, spune el, fermecătoare în sensul magic al cuvântului, și spune că de fiecare dată când a prins o privire de ei, care spunea atât de mult dincolo de cuvinte, nu își putea lua ochii de la ea toată noaptea. În același timp, și Mai trei
Are aceeași fascinație pentru privirea lui, deși probabil știți că el era miop și ochii lui se ascundeau în spatele unor ochelari cu dioptrii foarte mari. Dar este la fel de adevărat că și atunci când iubim, fiecare centimetru din ființa persoanei iubite este unic și este minunat și nu are pereche. Da. Romanul Mai Trei al lui Mircea Eliade se termină, așa cum vă spuneam, cu suferința celor doi și mai ales cu suferința lui Helen, care se refugiază în munți, în mănăstiri, se regăsește, încearcă să se regăsească în singurătate. Și ultima lui declarație sună așa: și dacă n-ar fi decât o păcăleală a dragostei mele, de ce să cred? Aș vrea să privesc ochii Mai Trei. Apare din nou aici motivul ochilor și al femeii iubite, care fascinează până la obsesie, chiar dacă ea nu mai este în preajma bărbatului. Ochii, care exprimă trăire intensă, puritate, iubire, apoi dorință, frământare și dor, nu exprimă niciodată uitare. Pare că întreaga viață interioară a Mai Treei, întregul ei miracol feminin, stă sub semnul unor mari trăiri, a unor mari și unice sentimente, consumate dincolo de liniști și întrebări, niciodată exprimate, ce pot fi puse în doar câteva cuvinte. Sufletul acesta este dor de tine. Și am făcut așa un pic trecerea spre romanul Dragostea nu moare, deci vă spuneam că Mai Trei nu uită niciodată de Ellen și sufletul ei este dor nestins. Mai ales când erau împreună, devine iubire, devine foc, devine cântec. Și am pregătit din romanul lui două fragmente, cel pe care vi l-am citit cu acel sari de culoarea ceaiului palid și momentul logodnei. Am pregătit două fragmente și din romanul ei, dar ultimul fragment al lui Mai Trei, Devi, va fi puțin mai lung pentru că este ultima ei declarație. Acum am un fragment în care ea ne povestește cum se pregătește pentru un ceai în familie și Mircea vine așa pe fugă în camera ei și o tulbură. Mircea și-a lipit buzele de ale mele. La această atingere, gura mea s-a deschis și am simțit gura lui apăsându-mă. Întregul meu trup a început să cânte și totuși lacrimile au început să mi se rostogolească pe obraji. Așa sunt eu, nu pot să deosebesc necazul de bucurie. Nu știu de unde are Mircea atâta bucurie în el. Ce minunat este! Mult mai grozav decât orice altceva ce știu de atâta vreme. Îmi aranjez părul și, potrivindu-mi sariul, un cântec a început să murmure în mine. Am nectar în inimă, îl dorești? Trupul mi-a devenit atât de ușor. Nu pot merge, plutesc. De ambele părți ale umerilor, șuvițele de păr înflutură în vânt, căci au devenit aripi. Pămânul și-a înfoiat penele și dansează cu mine. În sfârșit, zbor spre stele. Deci atât este fascinația celor doi, unul față de celălalt, și dacă el o privește ca pe un trup
dominat de miracol și de taină, ea se bucură și privește toată bucuria lui. Se pare că tot ceea ce face el este bucurie și este fascinată de el. Și este minunat. Este fascinantă această căutare a celor doi, unul față de celălalt, și momentul în care ei își surprind privirile. Mai am o poezie aici care se numește Ochii mai trei, am scris-o tot pentru emisiune, și după ce voi citi poezia o să îl rog pe Domnul să ne pună și nouă materialul cu reîntâlnirea lor. De fapt, puteți să-l puneți, pentru că este foarte interesant cum arată ei după 42 de ani. Și v-am spus, pentru mine imaginea aceea cu mai trei este altceva. Este o revedere la Universitatea din Chicago. Sunt aici Mircea Eliade și mai trei. Mircea Eliade cu pipa, era un fumător înrăit, foarte în vârstă, chiar și mai trei recunoaște că i se uscaseră mâinile și îl simțea așa uscat și pe interior. Și mai trei, care este numai zâmbet lângă el, este exact acel chip indian, da? Trăsăturile acelea, pielea măslinie, părul închis la culoare, micuță și delicată, nu foarte frumoasă, așa, dar plină de lumină. Și este o fotografie pe care au făcut-o chiar pentru presă. Vă citesc acum poezia Ochii mai trei. V-am spus, pentru mine mai trei rămâne aceeași tânără de 16 ani, frumoasă, cu ochii negri de stele, așa, și foarte și plină de lumină și de iubire. Ochii mai trei, rouă de întrebări, ploi adânci de taine, șoapte și chemări. Foc nestins ce arde liber, mov și tandru ca un răsărit în nori. Umbră și lumină, viu cântând în noapte, raze de speranță, miez de stele coapte. Vise neștiute, doruri și dorinți, tresărind cu minți. Dintre taine vechi, numai ale ei. Ochii tăi, iubire, ochii tăi mai trei, sunt nopți de dor și soare, sunt și ochii mei. Ochii tăi, frumoaso, atunci când mă chemi, sunt sufletul meu, răsfățat de șoapte și de amintiri, dintr-un alt pământ și din alte vremi. Și iată că mai trei vine după 42 de ani să-l revadă pe Mircea, pe el, pe cel care îi jurase iubire veșnică, pe cel cu care se logodise la lacuri și căruia îi jurase să-i fie și joc și rod. Și vine să caute răspuns la roa aceea de întrebări pe care o avea încă în privire. Ea nu a putut uita niciodată iubirea pentru el, iubirea lumină, iubirea dor, iubirea împlinire. Și vine la Chicago, este întâmpinată de studenții domnului Eliade, se simte puțin slăbită, pentru că întâlnirea este foarte emoționantă, și
Și am să vă citesc imediat ce simte ea. Este foarte frumos romanul. Nu vreau să vă dau foarte multe detalii, pentru că dacă vreți să-l descoperiți, îl veți descoperi. Oricum este o experiență literară și sufletească deosebită, pe care cred că fiecare și-o asumă în felul lui. Și acesta este momentul de care vă spuneam că m-a întristat, pentru că pe cât este de darnic în priviri și în aprecieri în romanul mai trei, ca tânăr, Mircea Eliade devine chiar un bătrân introvertit și foarte trist când o vede pe mai trei. Ea intră în biroul lui și haideți mai bine să vă citesc și să vă prezint în cuvintele ei ce s-a întâmplat. Liftul oprește la etajul 3. Intrăm în bibliotecă. Parcă m-aș trezi dintr-un vis. Deci asta este biblioteca în care lucrează el. Un bun început, într-adevăr. Străbatem biblioteca și ieșim într-un coridor. Profesorul se află aici, mi-a spus Shirley. Am intrat în cameră. În același moment, un bătrân a exclamat: oh, și a țopăit în loc. Apoi s-a așezat, s-a ridicat iar și iar s-a întors cu spatele la mine. Ce-o fi asta? Mi-am spus eu în gând. M-o fi recunoscut? Cum a putut face așa ceva? Deci nu s-a uitat la mine. E cu putință să-mi fi recunoscut zgomotul pașilor? Imposibil. În orice caz, farsa asta nu mai putea continua. Întorcându-mă la ușă, am descoperit-o pe Shirley încremenită, cu ochii larg deschiși spre noi, ca într-o poză. Singurul martor al întâlnirii dintre doi oameni bătrâni care nu au nimic să-și spună. Am rugat-o: Shirley, te rog, lasă-ne singuri. O să vin îndată. Shirley a ieșit și mintea mi s-a mai liniștit. Nu mă mai simt atât de tulburată. Oricum, tot ce a fost dat să fie s-a împlinit. Azi e prima dumneavoastră zi aici. În orașul ăsta atât de mare vă puteți rătăci, a zis Shirley. Nu vreau să vă las singură. I-am răspuns liniștită: nu, n-am să mă rătăcesc. Dacă am izbutit să ajung până aici, străbătând oceanul timpului, nu îmi voi mai pierde niciodată drumul. Îmi spun mai mult pentru mine însămi. Găsesc apoi cu greu drumul spre Mircea, pornind de la ușă. Peste tot pe podea sunt cărți și trebuie să le ocolesc cu atenție. Am o senzație ciudată. Tremur de frică, nu de frig. Oare și lui s-a întâmplat ceva de felul ăsta când m-a văzut? Îl urmăresc cu ochii. N-are niciun fir de păr în creștet, numai la spate și la tâmple, câte un pic de păr alb. Este subțire ca întotdeauna și foarte agitat. Ia hârtii de pe birou și le pune la loc într-una. Mircea, de ce stai cu spatele la mine? Nu vreau să te văd pe tine, aștept pe altcineva. Pe cine aștepți tu, Mircea? Pe funcționarul de la fisc. Funcționarul de la fisc? Da, da, de ce? Da. Haide, nu fii prost. Tu știi cine sunt eu? Fără să mai aștept răspunsul, mă aud repetând: nu m-ai recunoscut? Știi cine sunt? Da, desigur, desigur, dă el din cap plictisit. Da, e același Mircea, într-adevăr. Bătrânelul acela de 23 de ani este foarte vizibil în bătrânul acesta de 66. Îmi spune: știi ceva? Tu folosești prea des cuvântul beșan. Teribil. La tine totul este teribil. Din nou ai început cu ticurile astea verbale. Da,
Mulți oameni mi-au spus asta, chiar și el. Poate că am și eu și folosesc vorba asta, dar uite, și el are un tic verbal. Tot timpul dă din cap și repetă, desigur, desigur. În sfârșit, mă uit la el, îl urmăresc cu ochii și mă gândesc. Ce taină! Ce taină fără de sfârșit! L-am putut recunoaște atât de ușor după 42 de ani cu toată ființa mea. Acesta e el, acesta și nu altul. Dar eu cine sunt? Eu cine mai sunt? Și eu sunt tot eu. Aceeași mai trei. Mă aud întrebându-l din nou. Spune-mi, cine sunt eu? Tu ești Amrita. Eu știu. Am știut din momentul în care ai pus piciorul în țara asta. Cum așa? Niciun răspuns. Îmi repet întrebarea, iar el rămâne din nou cu spatele la mine. Spune-mi, știai că am să vin? De ce nu vorbești? Mi-a spus Ed. Dar Ed nu știa data. Cum a putut să-ți spună? Am știut. Am știut eu, pur și simplu. Întoarce-te spre mine, Mircea, dragul meu. Am venit de departe ca să te văd. După atâția ani. Nu vrei să te uiți la mine? Ascultă, Amrita, spune el, sprijinindu-se de etajera cu cărți, de parcă altfel s-ar prăbuși. Lasă-mă să-ți spun ceva. Eu am văzut toată povestea asta altfel. Nu spun că eu am dreptate. Poate că și tu ai dreptate. Ce tot spun eu, poate. Cu siguranță că tu ai dreptate. De ce nu mi-ai răspuns la scrisori, Mircea? Le-ai primit? Da. Dar erau foarte scurte, două sau trei rânduri și nu mi-au trezit interesul. Îmi arătă repede cu degetele câte rânduri erau. De ce nu mi-ai răspuns? Puțin sau mult, așa se cădea să te porți? Cine se gândea la ce se cade? Și după o pauză, îmi spuse cu o voce gravă. Îți spun, experiența asta a fost atât de sacră, încât niciodată, dar niciodată nu m-am gândit că aș putea să o trăiesc din nou. Astfel încât eu te-am scos din timp și din spațiu. Pentru mine ai devenit miracol. Sunt șocată peste măsură. Am amuțit. Ce tot spune omul acesta aici? Mircea, tu ai citit atât de mult, dar n-ai dobândit deloc înțelepciunea. Nu vorbești ca un bărbat înțelept. Este dragostea un obiect material care poate fi smuls unuia și încredințat altuia? E dragostea o proprietate sau o podoabă? O lumină, Mircea. O lumină la fel cu cea a înțelepciunii sau a cunoașterii. Aceasta este lumina dragostei. Lumina inteligenței are o limită. Ea nu acționează decât într-o singură sferă. Dar lumina iubirii e mult mai strălucitoare, pentru că ea arată toate lucrurile în adevărata lor înfățișare. Îndată ce lumina asta s-a aprins, lumea întreagă se umple de iubire. Până și lucrurile disgrațioase ne devin plăcute în lumina iubirii. Crede-mă, Mircea, soțul meu mi-a devenit cu mult mai drag din clipa în care mi-am adus aminte de tine. Niciodată nu l-am iubit atât de mult înainte cum îl iubesc acum. Mă crezi? Iar Mircea a dat din cap în semn de aprobare. Desigur, desigur, e adevărat. Ce e adevărat? Tot ce spui tu e adevărat, Amrita. Tu ai spus întotdeauna numai adevărul. Aceasta a fost întâlnirea celor doi și dialogul dintre ei.
Și cred că înainte de a formula niște concluzii, ca să vă las așa să savurați cuvintele Amritei, o să-l rog pe bunul meu prieten, care cântă minunat la chitară, să cânte ceva așa de suflet, cum numai el știe. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc, Raluca. Cu mare drag, mulțumesc întotdeauna. Doamna directoare, echipei de la Centrul Cultural. O să încercăm să cântăm ceva de dragoste, pentru că aici a fost vorba de dragoste, a fost vorba despre o poveste de dragoste dintre doi oameni care aparțin unor lumi și unor culturi diferite. Și în timp ce povestea Raluca, mi-am amintit că a existat o dragoste în care personajele, asemănătoare, personajele erau un pic inverse. Să zic, ea era româncă, el era indian. Da, cred că vă amintiți de Narkita și Raj Kapoor. A fost o chestie asemănătoare. Nu, actorul a fost într-adevăr o poveste de iubire între cei doi, între Narkita, cântăreața noastră, și Raj Kapoor. Bun, haideți să cântăm. O să cânt trei cântecele, probabil două, unu, depinde. I don't wanna talk about it. I can tell by your eyes that you're probably been crying forever, and the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand all alone with a shadow high, the color of my heart blue, for the tears black, for the nights, tis the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here, but you listen. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. To my heart. Oh, my heart. Altă poveste de dragoste. It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She put on her makeup and brushes her long blonde hair, and then she asks me, do I look alright? And I say, yes, you look wonderful tonight. We'd go to a party and everyone turned to see this beautiful lady,
that's walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say, yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder is always that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now, and I got an aching head. So I give her car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn off the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Probabil cândva o să fie și în indiană și aș vrea să cânt un ultim cântecel, dacă îmi permiți, Raluca. Probabil că și Eliade și mai trei și-au spus, o să te iubesc toată viața mea. You're a forever, tell me I'm weak. When I'm criticized, I never speak. I prefer to turn the other cheek, but I will love you all my life. I can never do things right by you. I'm the kind of man who mothered room. You can find mistakes in all I do, but I will love you all my life. Oh, my life. Oh, I own everything. Is yours alone every day. My whole life through, I will spend loving you. Something foolish happens and you see, in the middle of is always me. Seems I cause you so much misery, but I will love you all my life. Everybody says for you I'm wrong. You get nowhere fast with me alone. They keep telling me that I don't belong, but I will love you all my life. Oh, my life. Oh, I own everything. Is yours alone every day. My whole life through, I will spend loving you. I will love you
Vă mulțumesc! Mulțumim, Stelian. A adus un plus de magie în această după-amiază și îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat invitația mea făcută foarte târziu. Am avut câteva schimbări așa de ultim moment, de dimineață am aflat de ele și Stelian a fost minunat când l-am sunat, mi-a spus că vine cu tot dragul și îți mulțumesc din suflet. Nici nu aveam cum să spun că nu vin, pentru că suntem prieteni, suntem o familie, eu așa văd lucrurile. Da, așa este. Și dacă mulțumim. Noi nu ne ajutăm între noi, apoi nu. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Vă să vă mai rețin atenția două minute. Am o elevă la care eu țin foarte mult și vreau să o invit să ne citească o poezie scrisă de ea și apoi vom încheia această seară tot într-o manieră poetică, așa. Poți să te duci acolo, Lorena? Sau? Și, da, și pe scaun. La al tău piept, căci în patul tău, ce stă să se așterne, ce așafuri albe și dragoste falsată, eu nu mă mai regăsesc. Cândva palmele tale erau niște petale ce mi învelau trupul, s-au ofilit. Că străinule, dragoste silită nu este dragoste, ci închisoare. Al tău piept, de mult nu mi-a avut inima bătând cu a ta inimă rănită. Te-aș lăsa să-mi scrii pe al meu suflet dragoste pe care nu o asemăn cu nimic. Acea privire ce cândva mă mângâia nu s-au mai aprins stelele de când noi nu ne mai iubim. Suferind cu suflete calde într-o lume în care toți nu se mai regăsesc, iar eu mă cred veșnică și nebună pe al tău piept. Mulțumim, Lorena! Așadar, sper că am răspuns cât de cât la întrebările pe care le puneam în emisiunea trecută alături de prietena mea, Laura, dacă dragostea este suficientă pentru o relație de durată sau pentru o căsătorie. Și cred că răspunsul este că dragostea este lumină sau floare ce înflorește între bătăile inimii cu parfum oriental și petale în formă de stea, floare ce înflorește numai nopțile cu lună plină sau, cum spunea un alt bun prieten de-al meu, tot poet, Doru Poenaru, iubirea, dacă rămâne, este iubire, dacă se termină, este poveste de dragoste, iar dacă nu a început, e poezie. Așa că, oricum ar fi, orice formă ar lua, iubirea este lumina care dăruiește tot ce are mai cald și mai frumos în această lume și ne face și pe noi mai buni și mai frumoși. Și trebuie să iubim ca și cum n-am fi fost răniți niciodată. Vă mulțumesc din suflet că ați fost în această seară alături de mine. Le mulțumesc tuturor celor care au venit. Mulțumesc, Stelian, mulțumesc, Lorena. Vă mulțumesc din suflet și nu uitați să fiți mereu iubire. Ne vedem luna viitoare!